Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bună seara! 13 martie 2024, transmisiune directă din Luxemburg, iertați-mă, din Strasburg, m-am emoționat, și din București, din Strasburg, de unde îl avem alături pe Cristian Terheș. Bună seara, Cristian! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cristian Terheș, europarlamentarul cel mai activ, fără discuție, toți recunosc asta, chiar și adversarii săi. Fără discuție, un om care a reușit să-și impună brandul personal în conversația internațională despre viitorul Europei, despre viitorul civilizației occidentale, o voce curajoasă în timpul pandemiei, înainte și după. Ne bucurăm foarte mult să vă avem aici alături, domnule Terheș. Aș vrea să începem prin a comenta o chestiune de actualitate, e vorba de anunțul făcut de președintele României, care după 10 ani de glorios mandat a simțit nevoia, probabil după consultările cu cei din Partidul Popular, care au avut loc chiar aici la București, să anunțe candidatura lui la funcție de secretar general NATO. Probabil dacă domnul Joană, care n-a fost președinte, a fost doar secretar general adjunct, domnia sa cu două mandate la București a simțit nevoia să fie măcar secretar general plin. Întrebarea pentru noastră este: ce semnificație are această decizie a domnului Iohannis? Dacă ea este îndreptățită, dorința aceasta, și dacă are o șansă în fața lui Mark Rutte, care știm foarte bine nu iubește deloc România și nici Estul European. Aș privi această chestiune, să spun, din cel puțin două perspective. Pe de o parte, și acum fiind aproape 5 ani de zile în Parlamentul European, pot să spun că poziția mea mereu a fost să susțin absolut orice român care candidează sau accede spre o funcție publică internațională, pentru că orice român pe care îl avem într-o astfel de funcție publică este un plus, un atu pentru România. Deci, din punctul acesta de vedere, faptul că actualul președinte Iohannis și-a anunțat candidatura pentru, că și aici e o chestie, mă rog, să-ți anunți candidatura pentru un astfel de post, aș spune, este un plus. Problema este alta, sunt problema pe care eu o văd, cel puțin. Modul cum a făcut-o, nu faptul că a făcut-o. Este totuși la o vârstă la care încă mai are putere, după 10 ani de zile în fruntea României, în care mare lucru n-a făcut, omul e hodinit acum și poate vrea să se apuce de treabă. Deci din punctul acesta de vedere, mă rog, good luck, vorba aia. Ce m-a frapat pe mine însă este modul cum a făcut-o. Și am ascultat cu mare atenție conferința lui de presă în care a făcut anunțul respectiv și a zis ceva de genul: vă anunț că astăzi mi-am depus candidatura ca să. Și toată conferința de presă sau, mă rog, prezentarea respectivă pe care a avut-o a fost despre el. Eu în sus, eu în jos, eu am decis, eu am făcut. N-a vorbit despre țară, n-a vorbit despre suficient, să spun, despre interesul României. Și cred că lucrul acesta se vede și în afară. Adică, chiar dacă poate omologi pe care îi ai în alt stat, președinte, premier, ministru, poate nu te place pentru pozițiile publice pe care le ai, care pot fi intransigente. Dar în momentul în care îți respecti propria nație, și oamenii aia te respectă, chiar dacă nu te plac. Ori în cazul președintele Iohannis, ce văd este o sfidare a propriei națiuni, de unde implicit nici nu poate câștiga respectul celorlalți. S-a văzut, de exemplu, când a vorbit în plenul Parlamentului European. Am asistat la câteva discuții, înainte și după, inclusiv despre discursul lui. Adică, dacă, mă rog, poate ăsta e felul lui de a fi, ce să zic, personalitatea lui și modul lui de a fi. Poate dacă ar avea niște oameni mai raționali și mai patrioți în jurul său, să-i spună să-și calibreze mesajul în sensul acesta, eu cred că ar fi mult mai de succes. Pentru că altfel, cel puțin pentru un om obișnuit care stă și ascultă, aude ceea ce comunică președintele Iohannis, vorbesc ca președinte aici, din poziția pe care o are, de fapt e o persoană fizică care, în loc să vorbească din perspectiva office-ului, cum se spune, din perspectiva poziției, mandatului, de fapt e o persoană fizică care își mai caută o sinecură. Cel puțin așa s-a auzit mesajul, cel puțin așa l-am auzit eu, poate subiectiv din punctul ăsta de vedere. Pentru cineva care a fost totuși 10 ani de zile în fruntea României, putea să vină să-și gândească altfel această campanie.
În primul rând o gândești făcând foarte multe vizite externe. Iohannis n-a prea făcut. Iar vizitele pe care le-a făcut au fost, să spun, de nivel mediu. Să nu uitați de Tanzania, să nu uitați de țările africane, lucruri importante, chiar istorice, pe care domnia sa le-a marcat acum la final de mandat. Probabil că NATO va avea o acțiune specială și în Africa subsahariană. Nu se știe niciodată la ce va fi de folos această expediție a domnului Iohannis alături de soția lui în Tanzania. Acum, a treia chestiune. Deci am vorbit de prima, perspectiva românească. E foarte bine că un român dorește să acceadă într-o astfel de funcție. Perspectiva lui Iohannis. Și a treia este importanța acelei poziții, mai ales pentru țările din estul Europei, mai ales în contextul războiului din Ucraina și a agresiunii și a spune și a dorințelor imperialiste manifestate de Rusia în modul în care vedem că se manifestă și în cazul războiului din Ucraina. Există discuții, am asistat și eu, să spun, și am fost brifat într-o anumită măsură și aici, că se dorește ca în această poziție de secretar general NATO să fie o persoană din estul Europei, pentru că noi din est cunoaștem mult mai bine realitatea și dorințele acestea imperialiste ale Rusiei, pentru că suntem vrând nevrând vecini cu ei. Cineva, de exemplu, cum e Rute din Olanda, când vorbește despre Rusia, e o chestiune foarte îndepărtată tema. Și văd, se poate vedea lucrul acesta și la modul cum votează olandezii în Parlamentul European. Din perspectiva aceasta, cred că ar fi bine ca la conducerea NATO în perioada ce urmează să fie o persoană din estul Europei care, mă rog, să aibă o poziție, spune, intransigentă, dură când vine vorba de relația cu Rusia. Vom vedea acum cine va fi persoana respectivă la final. Nu știu dacă Rute este persoana potrivită, nu doar pentru că nu a alocat suficiente resurse armatei, în primul rând olandeze, dar a făcut enorm de multe jocuri din acestea la două capete, care au influențat negativ relația țărilor Uniunii Europene cu Rusia. Și vă dau exemplu cu Nord Stream 2. Deci în contextul în care Germania, de exemplu, și Olanda, că, mă rog, și Olanda ia gaz din Rusia prin Germania. Deci în timp ce nouă în est veneau și ne dădeau lecții, ce să facem, cum să facem, cum să luptăm cu anticorupția, cum să fim, mă rog, în fel și chip. Ei pe partea cealaltă, toți aveau deal-uri pe din spate cu Rusia, de la care primea gaz ieftin, la schimb, pentru decizii geopolitice favorabile inclusiv Rusiei. Și se vede lucrul ăsta astăzi. În contextul războiului din Ucraina, chiar am dat un research aici la un departament pe care îl avem la Parlament, să-mi scoată, mă rog, de unde a început, să spun, disputa aceasta și cu gazul și cu relația, sau cum s-a început relația între țările vest-europene și Rusia după al doilea război mondial. Păi o să vedeți că din anii 60-70, când Germania s-a pus un pic pe picioare, a zis, domnule, trebuie să colaborăm cu Rusia. Și au fost, mă rog, țările NATO, SUA, președintele Reagan vorbea constant, domnule, nu e ok să deveniți dependenți de gazul rusesc, pentru că va ajunge Rusia în felul acesta să-ți dicteze politica internă. Și uitați-vă ce s-a întâmplat în Austria, de exemplu, unde s-a făcut referendum pentru a nu se folosi energia nucleară pentru producția de electricitate. Iar în Germania, după accidentul de la Fukushima din Japonia, tot așa s-a venit cu această politică. S-au închis toate centralele. Dar fii atent, nu cumva că s-au închis, că le-a închis, ok, le-a închis. Dar astăzi Germania importă, că nu mai poate produce curent la capacitatea la care are nevoie. Importă curent din Franța, curent care e produs de centrale atomice. Și atunci stai și te întrebi, nu asistăm de fapt la o nebunie? Adică pe de o parte vii și spui, nu e ok curentul produs de centrale atomice, le închidem, dar pe de altă parte importi din Franța energie produsă de centrale atomice. Mai mult, au venit cum a venit și Frans Timmermans, care e olandez. A venit și ne-a spus, domnule, trebuie să închideți minele, că poluăm, că cu tare. Ia uitați-vă acum să vedeți în Germania, de exemplu, unde s-au închis ferme de eoliene pentru a săpa, pentru minerii la suprafață în zona respectivă.
am găsit în căutarea cărbunelui sau ce anume? Da, da, în căutare, că ai două tipuri de exploatări. Exploatare în adâncime, cum e în Valea Jiului și la noi, de exemplu, huilă, care e în pământ, cărbune negru, sau la suprafață, care e cărbune maro. Și nemții caută acum cărbunele? Da, exact. Deci, de exemplu, cum avem în România, în zona minieră carboniferă, Motru-Rovinar, zona respectivă, ai exploatare la suprafață. Unde noi cu tunelul și cu, mă rog, în adâncime e la suprafață. Păi gândiți-vă că au dat jos ferme eoliene ca să poată exploata cărbunele pentru termocentralele pe care le au și nu le mai foloseau, că au închis minele. Și la întrebarea pe care și eu și alți colegi am pus-o, domnule, dar de unde aduceți cărbune dacă voi v-ați închis minele? Și răspunsul a fost, e mai ieftin să aducem cărbune din Rusia. Nu e mai ieftin. Nu-i deloc mai ieftin. Pentru că la final, când tragi linie, o să-ți dai seama că plătești mai mult pentru că devii mai dependent de resursele din zona respectivă. Și... Domnul Terheș, vă rog doar să fiți atenți să verificați dacă microfonul este conectat. Da, microfonul este, doar că sună lumea într-una. Sună lumea într-una, dar noi nu vă lățăm. Da. Vă mai ținem încă o oră. Suntem live în transmisiune directă, doamnelor și domnilor, 13 martie 2024. O transmisiune importantă cu cea mai, aș spune, o reprezentativă voce conservatoare de la Bruxelles. Fără discuție, Cristian Terheș, un brand internațional la această oră, un om care și-a făcut și un partid, poate ne spune ceva despre asta. Însă să vorbim repede, foarte scurt, despre Revoluția Conservatoare din Portugalia. Un partid, și cred că asta vă place, de numai 1% în 2019, ajunge în 2020 la 7% și în 2022 7% și iată acum în 2024, nu știu dacă pronunț corect, Chega, în orice caz partid. Chega, care cum? Da. Partidul Destul, o să zicem pe românește, Partidul Destul, al unor lideri conservatori din Portugalia, ajunge să fie al treilea partid din această țară latină pe care noi o iubim. Cum explicați acest fenomen de creștere a votului pentru partidele patriotice, naționaliste, creștin-democrate, conservatoare sau suveraniste? Este răspunsul natural, să spun, organic, pe care societatea îl dă la toate aceste ipocrizii și utopii neomarxiste promovate în ultimii 4 ani de la nivelul Uniunii Europene de către Ursula von der Leyen. Și am atras atenția asupra acestor lucruri. Da. De la începutul anului 2020, am fost ales în iunie 2019, 6 luni de zile, mă rog, până am înțeles un pic cu ce se mănâncă politica europeană. Trăind 17 ani în California înainte de a fi ales, eu am experimentat cumva pe propria piele acolo toate utopiile astea marxiste, neomarxiste, și am văzut ce înseamnă un stat care era a patra economie a lumii, California, să-și piardă puterea și influența, sute de mii de californieni plecând din statul respectiv în alte state americane din cauza acestor politici publice. Și iată, le văd acum promovate la nivel european. Și dacă vă uitați la pozițiile mele publice din 2020, constant am atras atenția că aceste politici publice neomarxiste, globaliste, verzi, numiți-le cum vreți, vor conduce la o creștere de fapt a mișcărilor național-suveraniste, conservatoare, creștin-democrate, și vedem deja că lucrul acesta se întâmplă. Mai mult, în Portugalia, pe lângă acest partid Chega, mai este un partid ADN, din Portugalia, ADN, prescurtarea lui, care de la 10.000 de voturi cât a avut în urmă cu 3 ani a ajuns la 100.000 de voturi. Mai puțin. Partidul Alternativa Națională Democratică, iertați-mă, domnule Terheș, fondat în 2021, partid politic care într-adevăr a luat un scor foarte bun la ultimile alegeri. Este o creștere evidentă de la, pot să spun doar să vă ajut doar pentru că am cifrele în față. De la 11.000 de voturi în 2019 a ajuns la 100.000 de voturi în 2024. Interesant, iată o creștere spectaculoasă. Exact. Deci ceea ce spuneam și susțin în continuare, politicile publice promovate de Bruxelles sub conducerea Ursulei von der Leyen conduc la această reacție, cum e și normală, naturală, a populației, care se manifestă astăzi prin aceste partide conservatoare, creștin-democrate, național-suveraniste. Asta nu înseamnă că partidele respective sunt extremiste, cum se etichetează deseori de către fanaticii
popular european sau socialist. Da. Exact. Spuneți-ne câte ceva despre partidul dumneavoastră, domnule Terheș. Spuneți-ne acum câte ceva despre partidul pe care l-ați fondat. Este numele partidului pe care îl conduc în prezent, este Partidul Național Conservator Român. Urmează cumva filiera Partidului Național Român din Transilvania, pe ideile pașoptiste ale lui Simeon Bărnuțiu, continuate de Maniu Coposu, Pop Gheorghe de Băsești. Iar pe partea aceasta conservatoare îmbrățișăm ideile conservatoare clasice, să spun, mai ales în contextul actual în care mai mult decât oricând România are nevoie de o forță politică conservatoare, dar și națională în același timp, care să apere interesul României și, în ultimul rând, suveranitatea națională și supremația Constituției, pentru că cele două astăzi, din păcate, suntem la nivelul Uniunii Europene. Continuați. A fost o transmisiune întreruptă, dar continuați. Asistăm astăzi, din păcate, la nivelul Uniunii Europene, la un asalt împotriva suveranității naționale și a supremației Constituției, pentru că dacă acest proiect european pe care noi astăzi îl numim Uniunea Europeană, inițial a fost gândit cu totul altfel, Comunitatea Economică a Cărbunele și Oțelului, după aia Comunitatea Economică Europeană, CCE-ul, devenită ulterior Uniunea Europeană, n-a fost gândită niciodată de părinții fondatori după al doilea război mondial, ca toate aceste țări care au intrat în proiectul european să-și piardă naționalitatea, suveranitatea, independența și să devină țările respective, de fapt, niște landuri sau județe ale unui imperiu european. Pentru că aveau exemplu în perioada respectivă a anilor 50, exemplul RSS-ului mai la est, care exact această politică marxistă a avut-o, leninistă, de subminare, de ștergere a identității naționale a națiunilor componente ale Uniunii Sovietice și n-au dorit să repete același exemplu odios în vest. Din acest motiv, dacă citiți, de exemplu, și scrierile lui Schumann, unde vorbește despre importanța valorilor iudeo-creștine care stau la baza proiectului european, o să înțelegeți de ce viziunea lor de atunci și viziunea lor despre Europa e cu totul diferită de ce a ajuns Europa astăzi. În 2019, de exemplu, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European de la Strasburg, când a cerut votul europarlamentarilor pentru a fi aleasă ca președinta Comisiei Europene, spunea, printre altele, citez, fundația proiectului european este dreptul roman și filozofia greacă. Închei citatul. N-a spus un cuvânt despre valorile iudeo-creștine. Ori dacă scoți valorile iudeo-creștine din acest construct sociopolitic-economic, de fapt ajungi la un nou RSS. Pentru că sunt valorile iudeo-creștine cele care dau întâietate și greutate drepturilor și libertăților individuale, fundamentale, inalienabile. Sunt valorile iudeo-creștine care vorbesc despre separația puterilor în stat. Sunt valorile iudeo-creștine care vorbesc despre faptul că, aflat într-o funcție publică, ești de fapt în slujba poporului și nu e funcția respectivă ca să abuzezi poporul, cum s-a întâmplat și în perioada pandemiei. Deci sunt câteva lucruri la care Uniunea Europeană azi trebuie să revină, pentru că ignorându-și propria tradiție și valoare fondatoare, chestiunea cu valorile iudeo-creștine, efectiv riscă să colapseze. Și cam în direcția aia ne îndreptăm în momentul de față. Uitați-vă și a dat exemplu cu voturile sau cu rezultatul alegerilor din Portugalia, dar ce se întâmplă la alegeri e doar un semn, să spun, al acestor mișcări tectonice din societatea europeană. Dar uitați-vă la puterea de cumpărare a europenilor. Astăzi europenii, de exemplu, sunt mai sărași decât au fost în urmă cu 4 ani, cu 5 ani, cu 10 ani. Ori baza proiectului european a fost să aducem pace prin prosperitate. Ori dacă pentru a menține pacea ai nevoie de prosperitate, mă îndoiesc că sărăcind populația poți menține pacea respectivă. Pentru că nu mai ai pace socială, nu mai ai pace între oameni și în principiu după aia ai probleme între țări, cum deja vedem că se manifestă și între anumite țări, chiar inclusiv membri ale Uniunii Europene. Să spunem în rezumat, pentru că acesta este mesajul pe care l-ați transmis, că Uniunea Europeană a fost inițial un proiect economic, nu ideologic, a fost o construcție corect, bazată pe comerț, pe subsidiaritate, pe mișcarea liberă a bunurilor și a oamenilor, și că doar această nebunie a globalismului ca ideologie care nivelează și omogenizează toate culturile și toate națiunile, pe lângă faptul că aduce această utopie a politicilor verzi până la exasperare, doar această nenorocită, să spunem, deviere
ideologică a Uniunii Europene a supus națiunile europene la o erodare a procesului democratic și, bineînțeles, la o sărăcire, așa cum foarte bine ați spus, practic la o sărăcire a clasei de mijloc. Bănuiesc că sunteți de acord cu mine că într-o construcție care este bazată pe suveranitatea națională trebuie să avem chiar obligația să-i consultăm pe români cu privire la toate chestiunile care afectează viața națională, viața națiunii, de la imigrație și definiția familiei până la extinderea Uniunii Europene. Românii ar trebui să aibă și un cuvânt de spus, referendumul ar trebui să fie o instituție la care să revenim. Poate că ar trebui să restabilim și controlul asupra frontierelor externe ale UE. Poate că ar trebui să limităm dreptul la azil, care este abuzat astăzi. Aș vrea, apropo de asta, să vă întreb, domnule Terheș, cum comentați tot ce s-a întâmplat la București? Sigur, s-a întâmplat acum 3-4 zile deja congresul PPE. Dar sunteți un om care ați avut o sensibilitate întotdeauna creștin-democrată. PPE-ul a fost un partid al creștin-democraților germani. Ce s-a întâmplat cu PPE-ul? A fost. Păi, unul dintre părinții fondatori a acestui proiect european a fost creștin-democrat. De fapt, a fost implementarea, să spun, în plan politic, a unor idei a doctrinei sociale a bisericii catolice, care a fost după aia împărtășită și de o serie de biserici protestante, să spun, și implementată în plan politic prin ceea ce constructul, să spun, chiar politic, care s-a dezvoltat după al doilea război mondial. Ori în momentul în care tu, ca Partid Popular European, care pretinzi că îți ai rădăcina și îți iei seva din valorile creștin-democrate, tu ajungi să-ți repudiezi propriile valori și să stai rădăcinile, ajunge astăzi să fii un partid politic european care nu mai are deloc legătură cu valorile creștin-democrate și cu, aș spune, cu trecutul care te-a făcut mare, în fond și la urma urmei. Dacă vă uitați la rezoluția care a fost votată, adoptată de către Congresul PPE de la București, printre multe nebunii pe care le găsiți acolo, o să vedeți că se vorbește despre drepturile LGBT, despre renunțarea la unanimitate pe o serie de chestiuni europene. O să vedeți că chiar și atunci când se vorbește despre Schengen, că toți au vorbit despre marea reușită pe care PNL-ul a făcut-o convingând celelalte delegații de la Congresul PPE să voteze documentul respectiv care cumva cere lărgirea spațiului Schengen să se includă și România și Bulgaria și chiar extinderea Uniunii Europene să se includă și Moldova, Ucraina și Georgia. Ați văzut austriecii ce flit au dat tuturor, pentru că austriecii nu s-au prezentat la vot, iar când a fost ca Austria să aibă o poziție politică, după discuția pe care a avut-o cu președintele Iohannis, a ieșit Nehammer și a spus niet, nu intră România încă în Schengen. A zis adică, niet sau a zis nein? Păi nu, aproape nu, că nu mai contează. Nu, la Viena e același întâmplător, nu întâmplător zic niet, că e are legătură. Pentru că uitați-vă, autoritățile americane, de exemplu, vorbesc acum despre penalizarea băncii Raiffeisen Bank, pentru că nu doar că și-a continuat activitățile economice în Rusia, dar și pentru că finanțează implicit războiul de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei prin diverse politici monetare pe care le are în zonă. Țin minte că în urmă cu vreo 2 ani de zile am propus includerea, printre altele, a Raiffeisen Bank pe lista entităților care să fie sancționate de către Uniunea Europeană. Nu vreți să știți ce scandal a fost aici în Parlament. M-a și sunat cineva, zice, domnule, ce vrei să faci? Vrei să detonezi una dintre cele mai mari bănci din Austria? Păi zic, nu eu detonez, să detonează ea. Adică e absurd să vii să-mi spui că eu, de exemplu, firmă din România, nu mai pot exporta în Rusia, dau un exemplu, dar ăia din Austria, dacă au bancă, e ok să dea bani, de exemplu, cu dobândă mai mică militarilor ruși care omoară ucraineni în Ucraina. E corect asta? Păi lămuriți-vă, zic. Hotărâți-vă, trageți linie și spuneți ce e ok și ce nu e ok. Pentru că nu poți folosi dubla măsură. Deci la ăla care vindea mobilă, de exemplu, în Rusia, la lavici și spui că nu mai poate vinde pentru că vrei să-l pedepsești pe Putin, dar la ăla care dă bani militarilor ruși cu dobândă sub prețul pieței, pe ăla poți să-l... Ăla poate continua pentru că are o bancă din Austria care finanțează, printre altele, acest partid condus de Nehammer, care e membru al Partidului Popular European. Cam aici suntem.
Vrem egalitate, dar nu pentru căței. Este exact un slogan cu care ne-am obișnuit. Domnule Terheș, sunt foarte multe lucruri de discutat. Poate într-o altă emisiune, și chiar aș vrea să facem asta, vom vorbi doar despre Ucraina, doar despre deznodământul acestui tragic război. Însă acum, pentru că ne presează alegerile europarlamentare, sunteți candidat, o să ajungem și acolo să vorbim probabil mai mult despre asta. Haideți să vorbim despre această tensiune aparentă între liberalism și socialism, care la București a fost rezolvată prin hotărârea lui Klaus Iohannis, care apoi a fost, bineînțeles, agreată de către liderul PSD, domnul Marcel Ciolacu, de a avea o listă comună. Faimoasa comasare între socialism și liberalism, care rezultă elegant într-un globalism demn de o cauză mai bună, și care la vârful listei, și aici vreau să faceți un comentariu, are o distinsă doamnă pe numele ei Ramona Chiriac, pe care nu o cunoaștem și nu vrem decât să îi apreciem calitățile de lingvist. Înțeleg că vorbește 5 limbi străine, asta nu este o problemă, chiar ne încântă acest fapt. Însă doamna, iată, Ramona Chiriac, cap de listă pentru acest conglomerat socialist-liberal, este expertă în materie de migrație și de studii de gen. V-aș întreba, domnule Terheș, este întâmplătoare această decizie? Reflectă această propunere Ramona Chiriac, cap de listă, o gândire tot mai ideologizată? Este așteptarea românilor? Cum comentați? Sunteți până la urmă competitor direct cu lista aceasta a PNL-PSD? Cred că această listă PNL-PSD comasată, dacă ar fi să o luăm așa, listă care e deschisă de o persoană care nu are nimic în comun cu niciunul dintre cele două partide, dar este angajată ideologic, nu doar pe chestiunea de LGBT, dar este efectiv o birocrată europeană. Care o cunoașteți? Ați urmărit-o? Adică știți ceva? Noi nu știm. Cunosc anumite lucruri, să spun, direct n-am interacționat cu dânsa, dar am văzut o serie de activități și am văzut o serie de poziții publice pe care Comisia Europeană le-a avut cu privire la România și văd rapoartele de țară care ies în privința României. Păi sunt absolut halucinante. Ori această persoană, ani de zile cât a fost în respectiva poziție, ea n-a apărat interesul României și a românilor, ci interesul celei care o plătea, care era Comisia Europeană și Ursula von der Leyen. Deci ea a fost ambasadoarea, ca să explicăm, deci ea a fost, doamna aceasta Chiria, ambasadoarea Uniunii Europene la București, plătită ca un diplomat de înalt rang și care a semnat sau a contrasemnat sau a susținut toate declarațiile critice ale Comisiei la adresa României, de la MCV până la chestiuni la raportul, exact, raportul pe statul de drept și alte lucruri. Da. Ori am spus de 3-4 ani de zile că de fapt între PNL și PSD nu există nicio diferență. Pentru că dacă vă uitați la votul lor de la nivel european, îs pe linie. Până în 2019, gândiți-vă că aceste două grupuri politice din care fac parte PNL și PSD, respectiv grupul PPE și SND, aveau majoritate în Parlamentul European. Când aceste două grupuri se înțelegeau pe o chestie, nu mai conta ce spunea restul grupurilor parlamentare, că ăștia puteau vota și să treacă absolut orice. Acum eu vin și spun următorul lucru. România, că vorbeam de Schengen, România din 2011 îndeplinește absolut toate condițiile să fie membră de plin a spațiului Schengen. De ce nu este deja membră de plin a spațiului Schengen în contextul în care din 2011 până în prezent România a avut președinți de stat care erau parte din PPE și premieri care au fost fie parte din PPE, fie parte din SD sau din PSD, cum ar veni. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că de la Bruxelles nu s-a dorit. Pe de o parte și pe de altă parte, reprezentanții acestor două partide au fost mult prea slabi pentru a apăra interesul României. Și uitați-vă unde sunt astăzi. Deci în România, aceste două partide guvernează, evident la ordin din afară, România. Aceste două partide se joacă un partid pretinzând că e la putere, celălalt pretinzând că e la opoziție. Remarcați cum săptămânal sau din două în două săptămâni apare unul de la PSD care spune avem nevoie de taxă progresivă și iese unul de la PSD sau de la PNL și spune nu domnule, ne opunem, nu e adevărat că noi suntem cu liberalii și ținem cu clasa de mijloc. De fapt niciunul, nici altul. Niciunul nu interesează de clasa de mijloc sau de popor. Țin lucrul ăsta și țin atenția opiniei publice ocupată, pretinzând că unul e la putere și celălalt e la opoziție. Dacă vă uitați însă la pozițiile și la politicile publice pe care le promovează,
Îți dai seama că nu este nicio diferență între aceste două partide, iar modul cum au compus această listă pentru europarlamentare, cred că o demonstrează fără putință de tăgadă. Vin și spun următorul lucru. PNL-ul a avut 10 europarlamentari în acest mandat. Pe lângă aia 2 de la PMP și încă 2 de la UDMR. PSD-ul a avut 8. 10 cu 8 sunt 18. Deci vine cineva și îmi spune că din 18 europarlamentari acestor două partide, ei nu au găsit niciun europarlamentar care să le deschidă lista? Adică timp de... Ce spuneți dumneavoastră, domnule Terheș, este excepțional. Ce vin și spune este că de 5 ani de zile... Păi exact. Da. Deci de 5 ani de zile plătiți cu totuși un salariu foarte bun. Oamenii bun, aceștia din PSD bun. Și PNL nu au reușit să identifice un lider care să fie vârf de listă, șpiț candidat pentru această listă. Exact. Dar aceeași situație este și la USR și Forța Dreptei. Uitați-vă bine. Cine deschide lista. Mai puțin, mai ușor cu Forța și mai ușor cu Dreapta. Vă rog, vorba vine. Dar e aceeași situație. Ori pe mine asta mă surprinde. Deci după 5 ani de zile de mandat în Parlamentul European să nu deschidă niciun actual europarlamentar listele acestor partide, vă demonstrează incompetența acestor europarlamentari. Și atunci întreb, pentru ce se mai votez? Întreb retoric. Pentru ce se mai votez dacă tu după 5 ani de zile, după ce ai stat în Parlamentul European, recunosc, când am fost și eu ales, nu știam multe. Am învățat, vă spun de meu, sări capacele aici. Dar după 5 ani de zile pot să vin în fața românilor și să spun, așa se pot face lucrurile și am demonstrat că se pot face lucrurile într-un anumit fel. Ori să vii după 5 ani de zile, după ce tu ai avut 18 europarlamentari combinați de la aceste două partide și tu să nu găsești niciunul capabil să-ți deschidă lista, să trebuiască să-ți vină o persoană fără experiență politică, fără mandat ales din partea poporului, o persoană care a lucrat împotriva României, o persoană care a fost în slujba unei instituții străine României, că ne place, nu ne place, Comisia Europeană nu este o instituție românească. În fond și la urma urmei, Comisia Europeană are propriul interes, propria agendă, mă rog, uneori agenda respectivă intră în contradicție cu interesele României. Cred că spune totul despre cine sau ce a ajuns PSD și PNL astăzi. Vorbeați despre socialiști și liberali. Aș vrea doar o secundă, dacă vă puteți ține gândul, ca să vă întreb și nu vreau să vă invit la denigrarea unor colegi, pentru că nu despre asta vorbim și poate putem să evităm numele, dar este foarte important cei care au trimis și mulți dintre cei care ne urmăresc sunt sute, mii de oameni care ne urmăresc la această oră și pe platforma YouTube și pe alte platforme. Domnule Terheș, miile de români, sutele de mii de români care au votat cu anumiți candidați de dreapta. Eu aici am un public de dreapta, da? Ei au spus, domnule, uite, îl trimit, nu știu, să spun pe Eugen Tomac sau îl trimit pe, nu știu, domnul Traian Băsescu sau pe altcineva și mă va reprezenta. Întrebarea mea este, au votat în cadrul Partidului Popular European, de pildă, împotriva Poloniei Conservatoare? Au fost românii noștri de pe listele socialiștilor și ale liberalilor împotriva agendei Partidului Law and Justice de la Varșovia? E o întrebare punctuală și vreau să ne spuneți dacă e da sau nu. Și ce alte exemple de vot împotriva normalității mai putem să reperăm în această cronologie, în această viață de partid, Partid Popular European, a românilor trimiși la Bruxelles? Sunt singurul europarlamentar român care constant a votat în favoarea Poloniei și împotriva acestor măsuri abuzive europene prin care se dorea constrângerea Poloniei să schimbe poziția pe anumite chestii, în caz contrar ne mai primim fonduri europene. De partea cealaltă, europarlamentarii, mai ales din grupurile SND, adică PSD și PNL, inclusiv aici, incluzând aici PMP-ul, au votat pentru condamnarea Poloniei și a partidului PiS, Dreptate și Lege, ca urmare a pozițiilor nu numai în privința justiției, dar inclusiv, de exemplu, în vederea apărării familiei. Țin minte că a fost o dispută cu privire la ideologia de gen în școli și Poloniei, de exemplu, i s-au suspendat fondurile europene, că a trecut o serie de legi care spuneau că nu e ok ca la școală, de exemplu, sau în școală copiii să fie îndoctrinați cu ideologia de gen. Atunci vin și întreb, de ce PSD și PNL și PMP
doresc îndoctrinarea copiilor cu ideologia de gen și nu să învețe copiii respectivi să citească, să socotească, să gândească, să vorbească, să ce se învață la școală. Uitați-vă că azi nu se mai face școală. Noi azi nu-i mai învățăm pe copii cum să gândească, cum să citească, cum să socotească. Am văzut nu știu ce asociație de elevi din Constanța asta zice să se renunțe la bacalaureat, că zice oricum le creează stres. Păi să se renunțe și la note atunci și la tot, că oricum s-a renunțat. Cum de acum ai acum numai FB-uri și B-uri și din astea nu se mai dă calificative, da. Nu se mai dau note, vă dați seama unde s-a ajuns. Toți sunt numai FB, că nu poți să-i dai. Cum adică copilul meu zice nu-i de foarte bine? Deci e, să se fac genul acesta de teste ideologice pe copii și uitați-vă cum de la generație la generație, de fapt, nivelul educațional a copiilor scade. Și asta e valabil peste tot în Europa. Dacă te uiți, vă spun cum votează. Uite, ieri, dacă nu mă înșel, s-a vorbit ieri sau alaltă ieri, în plenul Parlamentului, ieri, în plenul Parlamentului European despre Ziua Femeii. Păi, au ieșit stângiștii în plen și au spus every woman is a woman. Deci și trans woman is a woman. Adică un bărbat care să pretinde femeie, îi femeie și să îi se recunoască drepturile ca atare. Și a fost aplaudată persoana respectivă și de PP și de, deci de PNL și de PSD. Ori la genul ăsta de nebunie am ajuns astăzi, unde în loc să stai să discuți chestii serioase, să dai legi care să ajute poporul, nu în ultimul rând, să-ți aducă prosperitate înapoi în Europa. Tot ce se discută la nivel european în momentul de față este ideologizat. Nu mai poți discuta rațional, pragmatic, pe chestii concrete. Totul e pe ideologie. Dacă ajunge... să investim în știință, să investim în tehnologie, să investim în inovații, să producem energia bazată pe, eu știu, hidrogen, în loc să avem, iată, al treilea și al patrulea reactor nuclear la Cernavodă, da, în loc să avem știință cât cuprinde și să nu fim deloc în urma Americii sau în urma Chinei, Europa stagnează, din punct de vedere economic este din ce în ce mai slabă, mai puțin competitivă, din punct de vedere cultural este agresată din interior de ideologia woke și de sexomarxism, din punct de vedere militar este dependentă de America și nu își poate construi propria apărare la granița de est. Și din acest punct de vedere vreau să vă întreb, domnule Terheș, pentru că sunteți un euroatlantist, v-am văzut la Washington, am călătorit împreună, așa a fost o întâmplare, să stăm câteva ceasuri bune într-un avion și peste Atlantic, și v-am văzut și în interviuri cu presa internațională, cu GB News, cu Nigel Farage și cu alții, și m-am bucurat evident ca român care își dorește foarte mult să vadă și alți compatrioți capabili să vorbească o engleză foarte bună, capabili să articuleze niște idei și niște noțiuni clare. Aș vrea să vă întreb dacă este adevărat că victoria lui Donald Trump ar fi o catastrofă pentru Europa sau, dimpotrivă, ar fi o șansă dată acestui parteneriat între America și UE? Aș spune că totul depinde de Europa și nu de Donald Trump. La această vizită sau cu ocazia acestei vizite pe care am făcut-o la Washington, acum am vorbit cu o serie de intelectuali conservatori și doctrinariști, să spun, conservator, pentru că eram și eu curios, acum ne mai trăind în SUA, să spun, de 4 ani de zile, nu la curent chiar cu toate detaliile de acolo. Și mă interesa poziția lor în privința Ucrainei. Pentru că chestiunea Ucrainei e o temă extrem de spinoasă și mai ales pentru noi, pentru români, e o chestiune extrem de sensibilă. Și îmi spuneau următorul lucru. Când s-a început, că de fapt de unde e toată chestiunea asta și impresia că Trump, de exemplu, ar ține cu rușii și nu cu Ucraina. Când a început războiul din Ucraina, sau când Rusia a atacat Ucraina, să zic, modul cum Zelenski și-a făcut campanie, dacă vă uitați cu atenție, a prezentat agresiunea respectivă ca și cum ar fi o agresiune a unui conservator fanatic, în cazul lui Putin, împotriva unui președinte liberal democrat. Adică, pe scurt, pentru cineva din SUA, de exemplu, care nu știe toate detaliile astea doctrinare, ar fi fost un război între dreapta și stânga, între liberal și conservator. Sau, cum se spune în engleză, a fight between right and left. Dar, de fapt, bătălia nu e între right and left, între stânga și dreapta, ci între bine și rău. Between right and wrong. Ori aici a fost un eșec, să spun, al comunicării publice pe care Zelenski l-a făcut. Spun ce
să vorbește în mediile conservatoare și vreau să-mi duc raționamentul până la capăt să se înțeleagă un pic de ce zic lucrurile astea. Pentru că în momentul în care presa mainstream, care e de stânga în SUA și care îl susținea pe Biden și susținea demersurile de sprijin a Ucrainei a lui Biden, portretizau sprijinul respectiv ca și cum Biden îl sprijină pe Zelensky. Nu pentru că ar fi de partea bună a baricadei, ci pentru că era democrat cum e el și se bate cu Putin care e de dreapta, cum ar veni. Ori, după ce 2 ani de zile tu le-ai zis oamenilor și votanților din SUA că de fapt în Ucraina se bate stânga cu dreapta, e foarte greu să vii acum și să spui, stai domnule, că de fapt nu e așa, că de fapt e o bătălie între bine și rău, nu e între stânga și dreapta. It's a fight between right and wrong, not between right and left. Ei, există în prezent tot mai mulți intelectuali, să spun conservatori, care vin și explică astăzi, inclusiv am vorbit cu membrii din Congres pe tema asta și le explică exact chestia asta. Bă, oameni buni, nu e o chestiune între stânga și dreapta, nu e o chestiune între globalism și, nu știu, conservatorism, de exemplu, sau între valorile woke și valorile creștine care, nu știu, allegedly, să zic, sunt apărate de Putin. Pentru că Putin se folosește de toate aceste argumente, de fapt, pentru a-și atrage de partea sa simpatia unei părți, să spun, și din societatea americană, tocmai pentru că ăialalți ignoră partea asta. Și dau un exemplu. Cum e posibil să vii și să-l pui purtător de cuvânt armatei ucrainene pe un transgender? Adică vă dați seama, ăia în SUA, de exemplu, care au probleme cu copiii la școală și cu fetele care merg la toaletă și intră băieți dezbrăcați peste ele. Când văd chestia asta, păi zice, ăștia au transpus de fapt bătălia ideologică din universitățile americane pe câmpul de luptă din Ucraina. Și dacă vă uitați cu atenție la ce tot mai mulți conservatori spun în momentul de față în America, spun, da, domnule, Biden îi dus cu capul, îi bătrân, îi nu știu ce. Dar de fapt e o problemă mult mai complexă aici. Pentru că dacă Rusia, de exemplu, sparge frontul și îți ocupă Odessa, trece de Odessa, face joncțiunea cu Transnistria, nu doar că ajunge până la noi lângă Galați, dar va fi o problemă ce faci cu Moldova, după care vor urma țările baltice. Și atunci e o chestiune pe care și o întrebare logică, pe care și-o pun foarte mulți. What do we do next? Ce facem mai departe? Și o să vedeți, inclusiv fostul advisor al lui Trump, de exemplu, Sebastian Gorka. Exact, care e de origine maghiară, a scris un articol unde explică de ce e importantă ca Ucraina să fie ajutată în conflictul acesta. Mai este încă un aspect. Se vorbește foarte mult despre noua ordine mondială, care e o realitate. O realitate despre care vorbesc tot mai mulți. Ce înseamnă, de fapt, noua ordine mondială? Distrugerea vechii ordini. Care e vechea ordine? Aia de după al doilea război mondial, unde s-au așezat oamenii la masă, s-a creat Organizația Națiunilor Unite, s-a semnat și s-a ratificat, aprobat Declarația Universală a Drepturilor Omului și s-au înțeles țările între ele, băi, nu ne mai omorâm reciproc. Dacă există o problemă, mergem la ONU, semnăm tratate de bună vecinătate, ne recunoaștem granițele. Dar uitați-vă cum din 2008-2009 încoace, exact această ordine mondială este challenged, supusă provocării de către Rusia constant. A fost războiul din Georgia în 2008, a fost în 2014 ocuparea Crimeei și a estului Ucrainei și vedem ce se întâmplă acum. Și toată chestia asta vine și pe fondul unei extrem de slabe reacții a vestului. Păi cum e posibil, de exemplu, după ce îți ocupă, dau un exemplu, îți ocupă Rusia Crimeea, tu, Germania, Franța, Olanda, să mai ai relații economice cu Rusia după? Păi cine a finanțat războiul ăsta lui Putin, de exemplu? Pe ce bani și-a cumpărat Putin și și-a construit tancurile, sutele, miile de tancuri pe care le are? Pe banii vestului. Ori aici e important, vedeți, domnule, noi trebuie să ne hotărâm. Rămânem cu înțelegerile pe care le-am făcut până acum și suntem fideli lor, sau vrem să creăm un alt fel de lume, un alt fel de ordine și atunci ai care pe care. Că la cum arată lucrurile, temerea mea este că acolo ne îndreptăm. Pentru că Ucraina, de exemplu, eu vă spun acum din perspectiva mea de om politic, pe mine mă sperie
Ideea aceasta unde Ucraina, după dezmembrarea Uniunii Sovietice, a fost a treia putere nucleară din lume și la doleanțele și la cererile, la solicitările Marii Britanii, Statelor Unite și Rusiei, tot arsenalul atomic la dar Rusiei, la schimb pentru garanții scrise pe o bucată de hârtie din partea celor trei țări că îi se va respecta și garanta integritatea teritorială și independența teritorială, nu uitați ce se întâmplă acum. Pentru că eu vin și spun următoarea chestie. Păi dacă lor li s-a întâmplat, care au fost putere atomică, ce se întâmplă cu noi, cu România, de exemplu? Pentru că noi trăim în istorie, noi nu trăim în afara istoriei. Chestiile pe care le citim din istorie, ce s-a întâmplat 1918, 1859, păi este foarte ușor să poți schimba. În perspectivă istorică, ce sunt 100 de ani, 200 de ani? Este nimic. Ori tu dacă vii astăzi și spui, domnule, nu mai contează tratatele, nu mai contează ce a însemnat, nu mai contează. Păi atunci vin și întreb, dar ce contează? Și se va începe o cursă a înărmării la cum arată lucrurile, care nu știu unde va ajunge. Și spre ce ne va îndrepta. Ați pus degetul pe rană, domnule Terhe, și abia aștept să facem o discuție, dacă doriți, numai despre Ucraina și Rusia și Statele Unite. Chiar mă bucur pentru că ați avut curajul să scoateți în evidență riscurile majore pe care le-ar prezenta le-ar prezenta în finele anului, la finele anului 2024, toată această ofensivă a lui Putin și prezența posibilă a trupelor lui Putin la gurile Dunării. Cu siguranță discuția aceasta merită angajată. Chiar aș vrea să vă întreb cum comentați declarația ministrului de externe al Uniunii Europene, care a spus Josep Borrell că dominația occidentală s-a încheiat, după care în a doua parte, dacă sunteți de acord, fiindcă mai e puțin timp și știu că trebuie să plecați, din acest motiv grăbesc cumva lucrurile, nu pentru că nu-mi place să vă ascult, ci doar pentru că mi-ați spus că trebuie să plecați în 15 minute, aș vrea să luăm și câteva întrebări din partea publicului. Comentariu scurt la Josep Borrell, dominația occidentală s-a încheiat. Borrell este un socialist marxist din Spania, care el vede toată lupta asta și toată tensiunea asta mondială în termeni marxiști de luptă între clase. Deci pentru el Occidentul este opresorul lumii și, nu știu, o serie de alte țări încearcă să iasă de sub opresiunea occidentală. Întrebarea este alta. Bă, dacă Occidentul nu-i bun, ce alternativă oferi? Ce alternativă oferi la drepturi și libertăți fundamentale? Că aici este o problemă. Înainte de a arăta cu degetul spre alții, poate e important și pentru vest și pentru lumea vestică să se uite la sine. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă în România în momentul de față. S-au comasat două tipuri de alegeri care n-au treabă una cu alta. S-au încălcat toate prevederile constituționale și recomandările Comisiei de la Veneția cum să faci alegeri și tot. De ce? Domnule, zice să nu vină extremiștii, ca să nu vină Putin. Păi tu faci exact ce face Putin. Care e diferența între ce fac ăștia în România și ce face Putin, de exemplu? Absolut. Tu nu, dacă spui că ești... Discuția asta am avut-o și în Republica Moldova. Pentru că am fost observator de două ori la alegeri și chestia asta am ridicat-o și am spus, domnule, nu e ok să scoți un partid de pe buletinul de vot cu 36 de ore înainte de alegeri. Pentru că îl victimizezi pe ăla, ăla va da în judecată, va câștiga, ce faci după? Și așa s-a și întâmplat. Deci când vorbești despre democrație, tu ai nevoie să lupți pentru valorile astea, chiar dacă pe moment tu pierzi. Că doar într-o societate democratică ai o ciclicitate a puterii. Nu poate fi numai tot ăla care ți drag ție la putere. Că mai vine unul, pleacă altul. Așa se întâmplă, e ok. Că nu poți fi numai la putere. Te-ai tâmpit de cap numai să fii tot timpul la putere. E bună ciclicitatea asta. Dar remarcați că pentru anumite persoane de la Bruxelles și pentru slugile din România, democrația e bună numai dacă îi votează pe ei oameni. Dacă nu îi votează pe ei, atunci se încalcă toate principiile democratice sub pretextul apărării democrației. Nu e absurd? Este complet absurd și așa simțeam și eu zilele acestea. Un partid monolit, practic noul partid comasat român, care deține 85%, domnule Terheș, 85% din mandatele consilierilor locali, primari și șefi de consilii județene, într-o țară care nu și-a reformat administrația din anii 60, de pe vremea Ceaușescu, acest partid comasat român PNL-PSD are un comportament similar lui Vladimir Vladimirovici Putin, care nu acceptă alternanța la putere. Nici PSD-ul, nici PNL-ul nu doresc să intre în opoziție, să plătească pentru bunăoară faptul că au îndatorat România
într-un mod colosal și pentru faptul că, de pildă, au cumpărat 120 de milioane de doze de vaccin, din care probabil peste 70% au fost aruncate la propriu pe apa sâmbetei, pe lângă alte nenorociri pe care le-au făcut. Domnule Terheș, în România, din păcate, se închid zeci de mii de firme. Lumea nu vorbește despre povara pe umerii antreprenorilor. Am prieteni care au lucrat în construcții ani de zile și acum se gândesc să plece în Dubai la 57-58 de ani. Oameni care, în loc să se bucure de pe urma muncilor, în loc să se ducă în parc cu nepoții, se gândesc cum aș putea eu să mai scap de această sufocantă presiune a ANAF-ului, care, atenție, se înarmează și vine cu pistolul la tâmpla antreprenorului și cere banii pe care el, antreprenorul, i-a muncit și pe care i-a obținut prin sudoarea frunții. Aproape 50% din banii pe care tu îi faci ca antreprenor trebuie să meargă la stat atunci când vrei să angajezi un român. Și așa mai departe. Deci sunt foarte multe lucruri de discutat, domnule Terheș, a fost o plăcere și o bucurie. Avem un număr record de ascultători și telespectatori. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor. Nu uitați să intrați și pe site-ul mihailneamțu.eu. Acolo avem, la mihailneamțu.eu, știrile zilei. Nu uitați să comentați tot ceea ce vedeți, inclusiv pe acest flux de știri. Doamnelor și domnilor, întrebările noastre sunt multe și aș vrea să dau citire câtorva întrebări. Domnul Terheș este o comoară pentru români, spune Vasile Stoiculescu. Îi mulțumim pentru acest comentariu. Ar fi bine cât mai mult să bage la cap. Europa regiunilor sau Europa națiunilor? Este o întrebare din partea unui ascultător. Vă rog. Europa națiunilor, clar. Națiuni libere, independente, suverane, care de comun acord pun împreună și decid să-și pună împreună exercitarea unor atribuții în folosul tuturor și nu a unei birocrații nealese de nimeni de la vârful Uniunii Europene. O să vândă Trump România și Europa de Est lui Putin? O altă întrebare. Nu cred că Trump va vinde România lui Putin. Întrebarea este însă ce fac oficialii români pentru a promova interesul României așa cum se cuvine. Ori de când că veni vorba și de America, știți foarte bine, mediile conservatoare americane, cu excepția mea, la dumneavoastră și la încă două, trei persoane, România e total absentă. Ori întrebarea mea este, și o adresez public, poate să uită unii care au și putere de decizie în România, ce se întâmplă dacă câștigă Trump? Cine vorbește cu el? Pentru că în 2016, când a fost ales Trump, în California fiind atunci, mă sunau din țară prieteni, cunoscuți din Parlament, să le dau numere de telefon de la cineva din anturajul lui Trump să vorbească cu el. Și eu pe toți i-am întrebat, păi zi, bă, voi n-ați vorbit niciunul, n-ați ținut legătura cu... Păi nu, și noi am crezut că este Hillary Clinton. Păi, dar zic, aici sunt două partide, mă, nu sunt 100. Păi tu nu știi, poate iese unul, poate iese altul. Voi trebuie să vorbiți cu toți. Că dacă unul dintre, oricum unul din doi iese. Deci tu trebuie să ții legătura cu toți, toți trebuie să știe despre cauza românească și indiferent cine ajunge la putere știe despre România. Ia uitați-vă ce face, de exemplu, Victor Orban, care se întâlnește constant cu Trump, privat, public, cum se întâlnește, își dau mesaje publice, private, dar în același timp, credeți-mă, are o relație foarte bună și cu mediul democratic din Statele Unite. Noi nu avem cu nimeni. O întrebare din partea unui telespectator, domnule Terheș, având în vedere experiența în materie de relații internaționale a domnului Traian Băsescu, v-ați consultat cu el în ultimii ani? Aveți întâlniri, discuții cu el private? Mai ne întâlnim pe coridoare pe ei sau în avion, mai uneori am mai schimbat câteva idei. Din păcate, fostul președinte Băsescu a făcut enorm de mult rău României. În două situații am participat cu el o serie de negocieri pe două dosare care privesc două teme importante pentru România. Unul Schengen, mai în urmă cu un an, și chiar azi a fost unul pe tezaurul României. Și pot să spun că mai degrabă Băsescu a fost interesat de interesul Rusiei decât de interesul României. Da? Voi vorbi mai multe după votul de mâine. Pe rezoluția, da, decizie, este o declarație explozivă și încă o dată, pentru că subiectul este prea amplu, vă propun chiar de pe acum să avem o discuție doar despre Rusia, Ucraina și Statele Unite și UE, bineînțeles. Mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri candide. Ce facem cu ideologizarea NATO? Idei despre transgenderism au apărut și în structura această alianțe militare. Cum putem combate această ideologizare a armatei NATO? Da, aceeași otravă a intrat și în armata americană, unde ai generali și amirali de fătălăi cu fustă, de exemplu, și pătocuri. Adică
Doamne fer de un război, nu știu cum oamenii ăștia ar putea să ia decizii importante pentru țară și pentru Alianța Nord-Atlantică și să și lupte. Ori tocmai, vedeți, aici e problema. Dom'le, lasă școala școală, lasă armata armată. Adică am ajuns să îndoctrinăm și să-i stricăm de cap pe copii, pe militari, pe cutare. Păi vă dați seama că Putin stă și lui de când se uită la noi. Pot oamenii aceștia să-i țină pieptul Putin, care, uitați-vă ce, eu nu spun că are armată puternică, că mor rușii pe capete acolo, dar are mulți. Ori tu ai nevoie în condițiile acestea și să-ți pregătești mental propria populație în cazul unui atac. Că veni vorba, zilele trecute a ieșit șeful statului major al apărării din România să spună că nu mai vor tinerii să meargă în armată. Păi am mai explicat public, pentru ce să meargă? Să ce? Că în armată când te duci, te duci să mori. Nu te duci să ai pensii speciale și să ieși la pensie la 45 de ani. Te duci să mori, adică pornești, îți asumi chestia asta. Ori oamenii mor pentru ce? Mor pentru familie, mor pentru biserică, pentru credință și mor pentru țară. Familia au desfințat-o. Credința, dacă vii și spui că ești credincios, zice că ești habotnic. Iar țara spune că nu e mai importantă, că patriotismul nu-i bun, că să fii suveranist nu-i bun, că să fii național, conservator nu-i bine, că ești extremist. Și atunci eu te întreb, pentru ce să te duci în armată? Nu se întreabă și generalii ăștia din fruntea armatei, băi, veniți cu picioarele pe pământ. Aveți nevoie la lecțiile de istorie să învățați pe copii, pe viitoarele generații, de ce e important să lupte pentru țara asta. Că doar nu are cineva impresia că și patrioții de la 1859 sau 1918, așa s-au născut ei din neant și au făcut unirea aia. Păi până la unire a fost o idee. Cineva trebuie să planteze ideea în mintea unor tineri care au crescut, care au dat-o mai departe. Așa s-au format școlile, mă rog, școala ardeleană, după aia Universitatea de la Iași și așa mai departe. Ori dacă tu vii astăzi și spui nu mai contează educația, dar poți să fii orice dacă ești bărbat, femeie și uite, pierdem timpul cu genul ăsta de discuții, exact cum se pierdea timpul în Imperiul Bizantin pe discuții de genul care era sexul îngerilor, în timp ce, mă rog, turcii erau la porțile Bizanțului. Și totuși vorbeau despre îngeri, nu despre sexul pervertit. Mă rog. Bun, domnul Terheș, mai avem câteva minute și sunt multe întrebări. Cum comentați respingerea pe care irlandezii au făcut-o la propunerea premierului homosexual Leo Varadkar de schimbare a definiției căsătoriei? Cum comentați situația din Irlanda? Cred că până și în Irlanda, unde, mă rog, societatea irlandeză a venit foarte liberală, să spun, până și pentru aia ce s-a propus era prea mult. Și se demonstrează încă o dată că dacă împingi lucrurile prea departe, mă rog, pendulul se va mișca înapoi. Întrebarea este unde se va opri. Constantin Cătălin Radu spune: mi-ar plăcea să văd o colaborare între domnul Terhe și domnul Neanțu. Eu zic că ea deja se întâmplă și această discuție e doar un exemplu. Mergem mai departe. Domnule Terheș, sunteți întrebat dacă veți candida într-o alianță cu AUR sau partidul noastră va fi separat. Sunt mai multe întrebări chiar despre asta. Multă lume e surprinsă că sunteți într-un partid separat de AUR. PNCR-ul, Partidul Național Conservator, este într-o alianță electorală cu AUR. Vom avea o alianță electorală la europarlamentare. Așteptăm să se înființeze biroul electoral central pentru a și putea înregistra această alianță. Și va fi alianța electorală la alegerile europarlamentare și alianța electorală la alegerile locale. Din această alianță, cel puțin la locale, sunt mai multe partide componente. Printre altele, pe lângă Partidul Național Conservator pe care îl reprezint, Partidul Republican, sunt mai multe. Dar evident, cel mai mare partid din această alianță este Partidul AUR. Au întrebat unii că de ce ne-am aliat și de ce ne-am mers separat. Pentru că ai nevoie în momentul de față, mai ales în fața unui astfel de asalt coordonat împotriva națiunii române, să te unești. Putem găsi puncte în care nu suntem de acord, că asta e, nu putem fi de acord toți cu toți tot timpul, dar dincolo de toate zic că găsim suficient de multe puncte comune în care să fim de acord și punctul comun a tuturor celor care suntem parte a Alianței AUR este apărarea interesului României și a suveranității naționale, supremației Constituției și a drepturilor și libertăților fundamentale a tuturor românilor. Pornind de la această idee, am și venit cu această idee de construct politic, să spun, de a aduna în jurul acestor idei
partide care sunt interesate și dornice să lupte pentru promovarea suverenității naționale și supremației Constituției la nivel european. Uitați-vă că PSD cu PNL, deși urlau liderii celor două partide în urmă cu o lună de zile că să-și dea în cap unii la alții, dacă îi prind pe unii pe alții pe drum, n-au o problemă dacă cel puțin din afară li s-a dictat să facă alianță și să meargă pe aceeași listă comună. Eu zic că și noi, cu atât mai mult dacă spunem că ținem la țară, putem găsi cele mai bune forme ca să ne aliem într-o astfel de alianță electorală pentru a veni în fața românilor cu o alternativă viabilă la Partidul Comunist Român, format din PSD și PNL. Aș vrea să vă mai întreb încă un lucru. Cine va fi președintele României în 28 septembrie 2024? România a ultimul cuvânt în acest sens. Credeți că va exista un candidat unic PNL-PSD? Da, probabil că dacă l-ar avea, l-ar anunța deja. Dar cred că după europarlamentare vom avea o surpriză, inclusiv în ceea ce privește rezultatul acestei liste comune peceriste PSD-PNL, pentru că din câte aud din culisele politicii românești, se pare că nu stau atât de bine cu lista respectivă, dar, repet, la final românii vor decide cine să fie președintele României. Eu sper să fie o persoană care, și mă voi lupta să fie o persoană care pune interesul României pe primul loc și nu îi struga străinilor. Ultimele minute, domnule Terheș, vă rog, dacă se mai poate să stați cu noi 4-5 minute, vă rog să ne spuneți care este prognoza dumneavoastră privind alegerile europarlamentare la nivel european, nu doar în România. Cum se vor configura familiile politice, ce rol va avea partidul numit ICR și, bineînțeles, ce proporție de voturi se vor duce în direcția suveranistă. Poate și alții, nu numai cei din ICR, vor lua acele voturi. Partidele național-suveraniste, conservatoare din Europa sunt în momentul de față împărțite în două grupuri politice în Parlamentul European. Unul e grupul politic a conservatorilor și reformiștilor europeni, din care fac și eu parte, și celălalt este grupul Idei, Identitate și Democrație, din care face parte AFD-ul, Alternativa pentru Germania, Partidul lui Le Pen din Franța, mă rog, și alte partide. Cum este o discuție între noi, să vedem dacă după europarlamentare cele două grupuri se vor uni sau marea majoritate a acestor partide din cele două grupuri politice vor decide să facă parte din același grup sau dacă se va continua tot în felul acesta cu două grupuri pe mai departe. Cert este că dacă s-ar uni, să spun, partidele din aceste două grupuri, acest grup ar fi cel mai mare grup politic din Parlamentul European, ceea ce ne-ar da, am avea primul dreptul la cuvânt, am luat cele mai importante rapoarte, adică sunt, mă rog, multe beneficii, să spun, din punctul acesta. Deci dumneavoastră ne dați o știre bombă, deci ne dați o știre incredibilă. ICR împreună cu celălalt grup, să spunem, mai de dreapta, IDEU, ar putea să se unească în vara aceasta? Nu neapărat să se unească, să formeze un grup comun, pentru că chiar dacă la nivel european sunt mai multe grupuri, partide politice europene, când vine vorba de a activa în cadrul Parlamentului European, ideea este dacă să se activeze în continuare în două grupuri sau să se facă un grup mai mare. Acum, cum v-am zis, există plusuri și minusuri. Plusul ar fi că ar fi cel mai mare grup, ceea ce ți-ar da, ai fi primul la cuvânt, ai luat cele mai importante rapoarte, etc. Problema este că sunt partide, de exemplu, tocmai pentru că fiind conservatori, cumva independenți, mă rog, sunt unele poziții cu care unele alte partide, de exemplu, nu sunt de acord. Un exemplu este viziunea asupra Uniunii Europene. Grupul ECR din care fac parte spune că actuala Uniune Europeană trebuie reformată și adusă în matricea cum a fost gândită de către părinții fondatori, pentru că altfel se prăpădește. O serie de partide din grupul ID spun că, din contră, actuala Uniune Europeană și-a pierdut total direcția, prin urmare trebuie desființată și, nu știu, gândit și făcut altceva. Ori, mă rog, asta e o dezbatere, să spun, mai mult ideologică. Practic însă, dacă vă uitați la vot, în proporție de 95% cele două grupuri votează la fel. Vom vedea, repet, ce va fi după alegerile europarlamentare. După părerea dumneavoastră, Fidesz unde va fi? Fidesz încearcă să intre în grupul ECR în momentul de față, i s-a blocat intrarea, vom vedea ce va face după europarlamentare. Dar poziția pe care o are în prezent Orban nu-i prea ajută.
Adică faptul că au ținut, de exemplu, Suedia pătușă luni de zile ca să intre NATO nu i-a ajutat. Acum, repet, vom vedea ce va fi după europarlamentare când se adună fiecare, vedem cine ce a adus, câte voturi are și de acolo se va începe discuția. Cert este că România poate avea prin toți europarlamentarii Alianței AUR care vor fi aleși în Parlamentul European, vom avea o voce extrem de puternică în Parlamentul European și vom reprezenta așa cum se cuvine interesele națiunii române aici. Domnule Terheș, v-am promis că nu vă țin mai mult de o oră. Este un cuvânt de onoare pe care mi l-am dat. Am început la 9 fără 5, este deja 22 minute. Dacă aveți un ultim mesaj, unde să vă urmărească cei care doresc să mai afle despre activitatea dumneavoastră și apoi ne despărțim. Pot să mă urmărească cei doritori pe Facebook, pe pagina Cristian Terheș. Mă găsesc și pe Twitter. Dar pe Facebook în general postez cel mai mult pentru că acolo e cea mai mare audiență românească și în perioada ce urmează voi explica ce s-a întâmplat mai ales în ultimii 4 ani și ceva în Parlamentul European, de ce fiecare vot e important. Uite astăzi, de exemplu, pe două rapoarte au fost o serie de amendamente care au căzut sau au trecut la un vot. Incredibil. În ultima perioadă văd amendamente sau rapoarte care cad sau trec la 5 voturi, 10 voturi, adică să strânge efectiv votul între cele două grupuri, să spun, sau blocuri. Efectiv, grupuri mai mari, să zic. Pentru că ne apropiem de alegeri, oamenii își dau seama că cetățenii încep să se uite la care cum a votat și, mă rog, mulți încearcă acum să facă pe placul oamenilor. Dar e important să vedem și să știe românii cum au votat toți acești europarlamentari în ultimii 4 ani de zile. Că acum e ușor să vii să spui, sunt mare patriot și uite ce puternic sunt eu că m-am opus, de exemplu, la directiva cu izolarea termică a caselor, de exemplu, care va distruge efectiv tot ce înseamnă partea aceasta de case, de închiriat case, de vândut, de cumpărat. Nu mai poți să ai centrală pe gaz, nu te mai poți încălzi cu lemne, toate astea. De dacă vă uitați în spate, cum s-a ajuns aici? Hai să vedem cum au votat europarlamentarii, de exemplu, pe Green Deal. Cum au votat europarlamentarii pe regulamentul pe artificial intelligence, pe inteligența artificială. Adică hai, dacă stai și te uiți la... Dar nu numai atât, sau pe valorile creștine, pentru că aici ei vin asta nu și mai se vorbesc. Bat cu cărămida în piept. Sunt... Păi uite, dau un exemplu. A fost, de exemplu, un raport pe Nigeria, sau o rezoluție pe Nigeria. Acolo știți că constant intră islamiști care omoară sute mii de creștini în biserică. Păi a fost raport pe Nigeria unde s-a depus amendament și s-a spus că creștinii sunt cei mai persecutați din lume, statistic vorbind, și a picat la vot, inclusiv cu votul în român. Atunci nu e important ca toate aceste lucruri să fie cunoscute de români, ca și românii să voteze în cunoștință de cauză. Și asta o să facă în perioada ce urmează. Voi devoala toate aceste voturi, oricum voturile sunt publice și la finalul zilei sau la finalul acestei perioade, cetățenii români să știe dacă sau nu să mai voteze cu respectivul partid. Abia aștept să comentăm împreună auditul pe care îl veți face. Va fi un audit doctrinar, va fi un audit politic, așa cum se cuvine din perspectiva valorilor. Domnule Terheș, vă dorim mult succes în continuare. Vă mai așteptăm. Mulțumesc, o seară minunată și spor la treabă. Sunteți în Strasburg și mult, mult succes în continuare. Încă da. Și mai avem mâine iar o zi grea și mai am încă voturi de făcut. Mulțumesc mult pentru timpul acordat. Ținem aproape. Ținem aproape. Noapte bună. Doamnelor și domnilor, ne despărțim de domnul Terheș. A fost o reală plăcere să-l ascultăm. A fost o bucurie să aflăm că există voci ale libertății, voci curajoase și cred că nu trebuie să mai demonstrez acest lucru. V-am promis, doamnelor și domnilor, că rămân cu dumneavoastră pentru a lua câteva întrebări chiar la final și, într-adevăr, veștile din Africa sunt copleșitoare. 8.000 de creștini au fost uciși anul acesta în Nigeria. Boko Haram își face de cap și nimeni nu vorbește, într-adevăr, despre persecuție la adresa creștinilor. Au murit 3 călugări, dacă nu mă înșel, copți, călugări care țin de creștinismul egiptean, monofizit probabil ar trebui să adaug, dar care numai puțin l-au mărturisit pe Iisus Hristos și care, iată, s-au dus la ceruri pentru că nu mai există protecție asupra libertății religioase în foarte multe țări tribalizate. Doamnelor și domnilor, trebuie să spunem că această manifestare conservatoare de la Cluj
se deschide tuturor celor interesați să cunoască în intimitatea, ca să spunem așa, unor conversații unul la unul, voci ale libertății. Avem întotdeauna bucuria, plăcerea să aducem la oaltă oameni din sfera artistică, Paula Seding este un asemenea nume, sfera, bineînțeles, jurnalistică, Oreste Teodorescu este un nume incontestabil al presei românești, de asemenea zona antreprenorială, aici avem două voci importante, domnul Cornel Petrișor, care vine din Statele Unite, traversează oceanul și după ce va fi parcurs 8.000 de kilometri, 10.000 de kilometri, o să ne vorbească despre prețul libertății, plătit chiar de el atunci când a trecut Dunărea Nord pentru libertate. Apoi va veni alături de noi doamna Rodica Baciu, o voce foarte respectată în Târgu Mureș a antreprenoriatului, o voce creștină care și-a asumat și maternitatea și dimensiunea de soție, dar și cea de, iată, antreprenor care trebuie să lupte cu taxele, trebuie să lupte cu reglementările, care trebuie să reziste ispitelor venite din afară, pentru că de multe ori a fost ofertată pentru a vinde o afacere românească către o companie străină. Doamna Rodica Baciu vine și ea la Cluj. De asemenea, vom avea o voce, un lider spiritual în persoana lui Alexandru Cosma, o voce pasionată de tot ceea ce înseamnă adicții, vindecare. Libertatea fără responsabilitate nu înseamnă absolut nimic. Vom avea de asemenea un spectacol din punct de vedere, artistic și culinar și oenologic. Avem susținerea prietenilor de la Manol, prietenilor de la Shantia, cei mai buni producători de ciocolată artizanală. Vom avea prezența celor de la Gramofon, care aduc un vin excepțional din Dealul Mare de o mare calitate. Va avea loc și o mică degustare pentru cei pasionați. Avem de asemenea bucuria să îi salutăm pe prietenii de la Daco, care ne susțin și ei în acest proiect. Restaurantul Rod din Cluj este locul unde vă așteptăm duminică, doamnelor și domnilor. Prețul de achiziția unui bilet este incredibil de avantajos pentru studenți. Vorbim de reducere de 50%, puneți doar student, da, pe respectivul voucher, puneți numele student și în acest fel veți obține reducerea de 50%, dacă e nevoie o să fac și această scurtă demonstrație. Doamnelor și domnilor, facem aceste întâlniri față către față pentru că noi nu credem că e suficient să ne vedem, iată, în mediul acesta online. Este necesar, din punctul nostru de vedere, să ne vedem și față către față, să ne întâlnim, să ne cunoaștem. Există persoane care propun ca pe lângă listele de partid să fie discutate și candidaturile unor independenți. Vor fi oameni care în acest an vor candida ca independenți atât la locale cât și foarte probabil la europarlamentare. Doamnelor și domnilor, spuneam, biletul acesta este disponibil și e foarte ușor să luați un bilet chiar acum. Mai sunt doar câteva locuri pentru Cluj. Un bilet care vă oferă foarte multe privilegii, cadouri din partea editurii Marile Cărți, acces la invitații noștri, fotografii, interacțiuni private, cafea, snacks, băutură coritoare și nu numai, un aqua bar de la Nazuro. Va fi un eveniment de mare ținută și de o eleganță deosebită, doamnelor și domnilor. Este important din când în când să facem cunoștință cu liderii din diferite industrii, cu liderii din diferite domenii și de aceea mă laud cu această permanentă încercare de a duce la oaltă oameni și lumi care nu stau de vorbă. Oameni și lumi care nu stau de vorbă. Repet, adesea ridicăm între noi garduri, adesea punem între noi ziduri, adesea ne criticăm unii pe ceilalți fără să ne cunoaștem, adesea ne judecăm unii pe ceilalți fără să ne fie ascultat păsul și din această superficială abordare rezultă slăbirea frontului conservator și întărirea frontului socialist. De câte ori nu ați auzit, inclusiv poate despre mine, neamțul, mai lasă-mă și pe mine cu el, acest putinist, acest, eu știu, aurist, deși nu sunt membru niciunui partid la această oră, știți foarte bine, am o poziție neutră și sunt mai degrabă independent ca voce, ca structură, din punct de vedere, bineînțeles, al valorilor, sunt un conservator nedezmințit. Totuși există atacuri, există, bineînțeles, încercarea aceasta de decimare și de, aș spune, ridiculizare a vârfurilor mișcării conservatoare. Iată, am avut un vârf al mișcării conservatoare în persoana lui Cristian Terheș, vor fi și alte vârfuri care vor apărea, bineînțeles. Nu este vorba aici despre ecumenism, nu facem aici o forțată unire
a bisericilor, nu ne propunem asta, respectăm decizia fiecăruia să se închine așa cum dorește el, să-și facă rugăciunea așa cum simte el, așa cum îi dictează conștiința și educația lui creștină. Vorbim aici despre a sesiza importanța unui front comun împotriva ideologiilor care distrug umanitatea. Pentru că despre asta vorbim. Există un asalt la adresa umanității, doamnelor și domnilor. Există un asalt la adresa definiției bărbatului și a femeii. Există o obsesie ideologică de eradicare a familiei. Există o obsesie ideologică de eradicare a creștinismului de orice fel, nu doar cel protestant sau doar cel catolic, ci și cel ortodox. Există o dorință de echivalare a ortodoxiei, vezi, Doamne, cu putinismul, ceea ce este o aberație din punct de vedere istoric. Putin este la putere de 25 de ani, ortodoxia există pe pământ de 2000 de ani. Este o aberație, da, să simplifici atât de rudimentar poziționarea creștinismului oriental în termenii geopolitici de la Kremlin. Și așa mai departe. Toate aceste lucruri vor fi explicate. Vom vorbi despre catedrale și despre universități. Vom vorbi despre Europa creștină. Vom vorbi despre cei care ne-au ajutat să ajungem aici. Vom vorbi despre cărțile fundamentale și iată câteva doar dintre acestea. Marii noștri profesori, dascării noștri vor fi onorați. Vom vorbi despre ce înseamnă, de ce nu, chiar rădăcina Europei medievale, care la Cluj respiră prin aceste catedrale, prin aceste biserici superbe, foarte multe biserici vechi, biserici de sfârșit de mediu, de început de modernitate, de epocă barocă și, bineînțeles, biserici moderne. Avem toate aceste lucruri care merită înțelese, toate aceste lucruri care sunt astăzi nesocotite, toate aceste lucruri care sunt astăzi călcate în picioare. Vrem sau nu vrem să facem front comun? Asta este întrebarea. Vreți să triumfe Macarena? Vreți să triumfe Gheboasa? Vreți să dezumanizăm femeia și să o transformăm într-un obiect sexual? Vrem să tratăm bărbatul ca pe un parazit? Vrem să vorbim despre, eu știu, măgurele, fără să mai știm că vis-a-vis de măgurele există o localitate numită Nicopole. La Nicopole văzut ai câte arme s-au strâns. Nimeni nu mai știe astăzi care este istoria noastră aureolată de succes, de victorii. Nimeni nu mai știe astăzi că a fost cândva un voievod, Mircea cel Bătrân, cruciat al Europei, care l-a ajutat pe Sigismund de Luxemburg în bătălia de la Nicopole, fără ca el să aibă vreo vină pentru faptul că atunci cruciații nu au reușit să-l înfrângă pe faimosul Bayezid Fulgerul. Dar Mircea a avut parte de victorie la Rovine. Nu mai vorbește nimeni despre acești bărbați care reprezintă pentru orice om cu simț istoric niște, aș spune, niște figuri tutelare pe de-o parte și niște figuri capabile să inspire. Nimeni nu mai vorbește despre rădăcina intelectuală, culturală, artistică, morală și spirituală a Europei, care este creștinismul. Nimic din ceea ce este bun în Europa, de la frumusețea orașelor și a clădirilor pe care le vizitați probabil în Italia, în Germania, în Austria, în Transilvania, în Moldova, în țara românească, nimic din ceea ce este frumos, nimic din ceea ce este bun, nimic din ceea ce este plin de sevă și de miez nu ar fi apărut, inclusiv știința, fără contribuția creștinismului. Și despre toate aceste lucruri, despre Europa creștină, care este călcată în picioare de niște elite arogante și ignorante, vom vorbi, iată, la Cluj. Nu despre Europa care este redusă la LGBT, ci despre Europa care începe cu ABCD, ne place nouă să spunem. Așa că, doamnelor și domnilor, aceasta este invitația pe care o fac. Vă rog foarte mult să fiți prezenți în comunitățile vii. Vă rog să urmăriți vocile curajoase din orice partid, din orice structură. Nu suntem aici partizanii unora în detrimentul altora. Sunt oameni buni în foarte multe structuri de partide astăzi și suntem deschiși la dialog cu oricine. Doamnelor și domnilor, sunt Mihai Neamțu și a fost o reală plăcere să fiu, iată, pentru câteva minute bune, gazda dumneavoastră în această seară. Vă chem să vă angajați mai mult în această susținere a mișcării conservatoare. Vă chem să susțineți la propriu această mișcare conservatoare. Vă rog să faceți donații pentru orice cauză conservatoare și nu întâmplător vă spunem asta, pentru că există și cheltuieli pe care trebuie să le vedem, întrucât George Soros are grijă prin fiul său Alex să financeze toate campaniile de denigrare a creștinismului,
noi trebuie să facem un efort suplimentar. Și acolo unde putem să economisim, sunt oameni care, hai să recunoaștem, pot să facă o investiție și nu se gândesc să o facă pentru că nu li s-a spus că trebuie să o facă. Acolo unde putem să încurajăm un plus de dedicare, trebuie să facem acest lucru. Poate nu dumneavoastră, dar alții pot să ajute. Trebuie să ajute cauza aceasta, repet, a conservatorismului, a, până la urmă, bunului simț. Noi suntem și dumneavoastră sunteți cruciați ai bunului simț. Sunteți la această oră mulți, foarte mulți, prezenți pe această platformă pentru că vă pasă. Ați putea să vă uitați, bineînțeles, la un documentar Netflix și să vă distrați. Ați putea să ascultați manele. Ați putea să pierdeți vremea pur și simplu bârfind într-o parte sau altă. Dar sunteți aici și vreau să vă salut și să vă transmit din toată inima respectul meu, considerația mea, prețuirea mea. Voi sunteți schimbarea, voi sunteți mișcarea, voi sunteți ambasadorii libertății, voi sunteți cruciații bunului simț. Acolo unde există un dram de umanitate, acolo unde există respect pentru aproapele nostru, acolo unde există o întrebare bine ticluită, acolo unde există o interogație metafizică și nu nici de cum această prăbușire în materialism și în consumerism, acolo există speranță. Acolo este locul dumneavoastră. Creștinii sunt sarea pământului și voi puteți fi exact asta. Cei care fac diferența, cei care schimbați până la urmă pH-ul din punct de vedere moral și spiritual al ecosistemului în care funcționați. Fiți voi cei care faceți diferența. Începeți lucrarea aceasta de transformare cu voi înșivă. Eu însumi trebuie să o fac în fiecare zi și sunt nevrednic de această chemare, până la urmă chemare la sfințenie pe care o face creștinismul, dar conștiința că nu suntem vrednici ne obligă să cerem ajutorul de sus și apoi să cerem ajutorul unii altora. Fiți deci alături de această mișcare conservatoare. Susțineți, vă rog, acest canal. Susțineți canalul nostru pe patreon.com/neamțu. Cu doar 2 dolari puteți susține această mișcare. Banii dumneavoastră se duc întotdeauna înspre producția de video, în producția, iată, de mare calitate, care, iată, poate fi accesată gratuit pe platforma noastră și ați văzut clipuri despre Karl Marx, despre Hegel, ați văzut clipuri despre Jordan Peterson, ați văzut clipuri despre istoria civilizației occidentale, despre Biserica Stavropoleos, dar și despre Constantin cel Mare. Am făcut-o și o vom face în continuare cu bucurie. Vrem să facem producție video de mare calitate vorbind despre marii voievozi. Am vrea să-l prezentăm pe Mircea ca pe un cruciat al răsăritului creștin. Am vrea să vorbim într-o bună zi la Hunedoara despre Iancu, cel care a opus rezistență inclusiv la Belgrad înainte ca să cadă Constantinopolul în secolul XV, cel mai important secol de bătălii ale cruciaților europeni, care îl includ și pe Ștefan cel Mare împotriva Imperiului Otoman. După ce acești cruciați n-au mai avut șansa unor bătălii decisive, otomanii au dominat timp de 500 de ani, iată, lumea noastră. Și semiluna s-a impus în Balcani, așa cum s-a impus în Andalusia, iată, până la faimoasa Reconquista. Trebuie să facem acest efort, să educăm tânăra generație, să-i punem în prim plan această opțiune între viață și moarte, între viața spirituală și moartea sufletească. Și dacă vom face fiecare un efort de susținere acestor cauze, care înseamnă și să achiziționăm o carte, și să fim prezenți la evenimente, și să luăm un cadou pentru un prieten, și să cumpărăm, dacă trebuie, ultimul exemplar, da, din fenomenul Trump, care s-a tradus acum în limba engleză, și să facem un cadou, iată acum, de bună vestire unei doamne, unei domnișoare, care poate fi o carte numită Vârstele iubirii. Poate să fie jurnalul spiritual al părintelui Serghei Bulgakov pentru cei care deja se pregătesc să intre în Sfântul și Marele Post al Bisericii Răsăritene. Sunt foarte multe lucruri pe care le puteți face și vă invit să le faceți cu generozitate. Și dacă împreună vom reuși ca generație să dăm României o șansă la demnitate, așa cum croații și-au luat în mâini propria lor, să spunem, viață comunitară, așa cum polonezii și-au luat în mâinile proprii destinele naționale, dacă și noi românii o să facem asta, precum ungurii, așa cum sunt ei, nebădăioși și adesea nostalgici, pentru că nu pot să renunțe la visul Ungariei mari. Dacă și noi românii vom face asta, dacă vom ieși din starea de confort, din starea de lâncezeală, din starea de nesimțire spirituală, din starea de adormire, din starea de nepăsare, din starea de lux și de, până la urmă, confort excesiv, dacă vom crede că mai există ceva dincolo de vizitele în Dubai sau eu știu pe unde, da? În locuri exotice, dacă credem că viața nu se rezumă la a bifa încă 5 localități
din Zanzibar și până în Tora, Bora, Dora, Bora și Hora, dacă vom reuși să facem mai mult decât atât și să ne ridicăm la înălțimea chemărilor înaintașilor noștri, atunci nu am trăit degeaba. Dacă vom înțelege că Mihai Eminescu l-a iubit pe Mircea întrucât el a iubit trecutul de glorie al acestui popor, atunci vom înțelege mai mult despre sensul vieții. Dacă nu vom face asta, dacă vom rămâne în mlaștina mediocrității, în trivialitățile contemporane și vom discuta ce a făcut în divizia B echipa X contra echipei Y, sau dacă vom vorbi despre aventurile amoroase a lui Sharon Stone, sau cum se numea acea actriță care înțeleg că a mai dat și astăzi o știre, dacă vom vorbi despre divorțul codruței sau mai știu eu cui, și doar despre asta o să discutăm cu copiii noștri, atunci vai și amar, vai și amar, va fi și amar gustul unei vieți trăite fără sens și fără, până la urmă, ideal. Așa că, doamnelor și domnilor, fiți și voi parte acestei mișcări. Voi sunteți cei pentru care noi, cei care apărăm pe sticlă, cei care facem efortul de a merge la televizor, cei care batem România în lung și lat, voi sunteți cei pentru care noi încercăm să luptăm. Dacă n-ați fi dumneavoastră, noi am avea ce să facem, bineînțeles, în viața privată, zi de zi. Nu ne plictisim. Noi cu noi nu ne plictisim. În fiecare zi mai putem scrie o carte, un eseu, mai putem realiza un proiect antreprenorial, nu e o problemă. Dar dacă mai există, dincolo de proiectul privat, dincolo de interesele mele personale, ceva care ne unește, și aceasta este țara, aceasta este națiunea, aceasta este biserica, aceasta este familia, aceasta este până la urmă civilizația creștină, atunci trebuie să ieșim din starea de confort. Și e nevoie de mai mult decât strict comentariul pe Facebook. E nevoie mai mult decât un simplu like, deși vă mulțumim și pentru acest like și pentru acest share și pentru tot ceea ce faceți. E nevoie de mai mult, e nevoie de o implicare reală. E nevoie de a oferi și altora posibilitatea, în stilul, dacă vreți, creștinismului primar, de a veni și de a vedea. Spuneți-le și altora din inima Transilvaniei, din Alba Iulia, din Bistrița, din Hoedin, din, eu știu, alte locuri, Gherla sau Dej, vino și vezi. Așa a spus, cred că, Andrei, apostolul Dobrogei. Vino și vezi. Vino și vezi, a spus el, către fratele său. Așa trebuie să facem și noi. Să le spunem altora. Vino și vezi. Altceva. Un alt mod de a fi. Creștinismul, despre asta este vorba. Despre un alt mod de a fi. De a simți. De a glumi. De a trăi. De a vedea. De a vorbi. De a ne comporta. Noi suntem pur și simplu altfel. Și trebuie să vadă oamenii această interioară, această eleganță pe care ne-o dă întâlnirea cu Dumnezeu și cu Harul Divin, care este gratuit, evident, și care nu e meritat de nimeni, dar care vine uneori în abundență. Trebuie toate aceste lucruri să se vadă pe chipul nostru, printr-un surâs, printr-o detașare, printr-un zâmbet, printr-o capacitate de iertare, pe care și noi trebuie să o exersăm. Toți cei care aici, pe această platformă, ne exprimăm, începând cu mine însumi. Așa că să ne dea Dumnezeu gândul cel bun, să ne dea Dumnezeu puterea de a depăși toate blocajele mentale pe care le-am avut, de a ierta acolo unde trebuie iertat, de a uita acolo unde trebuie uitat, și cu această regenerare interioară, lăuntrică, să venim în fața românilor cu o ofertă. Pentru că este foarte important ca românii să poată vota în 2024 oameni de nădejde, oameni care s-au verificat pe ei înșiși, oameni care nu spun una ca să facă alta, oameni care nu s-au îmbătat datorită puterii, oameni care nu trăiesc pentru a se plimba din loc în loc ca să facă o poză, oameni care se jertfesc cu adevărat și care nu se pun pe ei înșiși în prim plan și care nu caută să se îmbogățească din politică și care nu caută doar avantaje pentru ei sau pentru neamurile lor. Știți, se termină întrebarea politicianului român: să-mi slujesc neamul sau neamurile? Și de regulă neamurile au de câștigat. Așa că acestea sunt gândurile mele pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Acestea sunt pur și simplu emoțiile care pe mine mă încarcă. Și aș dori din tot sufletul să fiți alături de noi. Nu uitați, după Cluj urmează alte localități. Voi fi prezent de asemenea, și asta trebuie să o spun rapid, la Baia Mare, pentru cei care nu știu, în data de vineri la ora 17
voi fi prezent la Baia Mare, puteți găsi noutăți și detalii pe Facebook. Voi fi prezent în Satu Mare sâmbătă, voi fi prezent duminică la Cluj, voi fi prezent la Târgu Mureș la începutul lunii aprilie și voi reveni cu detalii. Bineînțeles, voi fi prezent și la Brașov în data de 8 aprilie și invitațiile sunt nenumărate. De asemenea, trebuie să spun că voi fi prezent la Viena și la Linz, la Viena și la Linz la sfârșitul săptămânii viitoare. Dacă aveți prieteni în Viena, dacă aveți prieteni în Linz, spuneți-le că duminica cealaltă, deci după 17, în, dacă nu mă înșel, 24, sper să nu greșesc, în cealaltă duminică voi fi prezent în Austria alături de Cornel Petrișor, un autor al editurii Marile Cărți. Doamnelor și domnilor, până atunci nu uitați să iubiți România și, bineînțeles, să iubiți tot ceea ce este bun și frumos. Iată Eros Logos Agape, cartea pe care nu greșiți dacă o citiți în acest weekend. Vă doresc o seară liniștită tuturor, noapte bună, la revedere și pe curând. Mulțumesc!